Doamnelor și domnilor, bună seara sau mai bine zis bonsoir, pentru că astăzi călătorim împreună pe străzile Parisului. Unii spun că ar fi cel mai frumos oraș din lume. Scăldată de apele Senei, capitala Franței este fără îndoială unul dintre orașele cele mai râvnite de turiștii din întreaga lume. Însă nu despre atracțiile Parisului vorbim astăzi, ci despre frații noștri români plecați acolo poate de nevoie, poate de curiozitate, poate pentru a răspunde unei provocări interioare. Într-un oraș cosmopolit prin excelență, românii, precum celelalte grupuri etnice, riscă să își piardă valorile și identitatea. Locul în care se regăsesc rămâne pentru mulți dintre ei biserica. În lăcașuri de cult, improvizate sau închiriate, Sfânta Liturghie îi ajută pe români să se simtă acasă. Numărul parohiilor și filiilor ortodoxe române înființate de Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale la Paris depășește astăzi 40. Noi am vizitat recent parohia Sfânta Genoveva și Sfânta Parascheva. Ieri și-au sărbătorit ocrotitoarea, astăzi îi aducem acasă, pe micile ecrane, pe românii din cripta de la Saint-Sulpice. La Paris, la colț de străzi, cireșele cresc în lăz, strugurii, afuzalii, cresc de-a dreptul în cutii. Piersicile nici n-ați crede, cresc de-a dreptul în șervete. Paris, unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa și din lume, cu peste 16 milioane de turiști anual. Orașul luminilor, al iubirii, al arhitecturii și artei, al cafenelelor și restaurantelor, al modei, al parcurilor și grădinilor. Pentru turiști, capitala Franței este un oraș al tuturor posibilităților. Pentru românii stabiliți în această țară, în număr de peste 23.000, potrivit ultimului recensământ, viața nu este întotdeauna roz. Unii vin doar pentru o perioadă, alții se stabilesc aici fără perspectiva revenirii în România. Cu dor de casă, de tradiții, de limbă și de credința din străbuni, cei mai mulți dintre ei se reunesc în jurul bisericii. În inima Parisului, într-o criptă a bisericii Saint-Sulpice, sute de români trăiesc la fiecare sfântă liturghie căldura de acasă. Parohia Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva este călăuzită de părintele Răzvan Ionescu, parizian deja de 16 ani. La câteva luni după ce am venit aici a fost chemarea mea către diaconie și la puțin timp după aceea către preoție. A venit în capitala Franței împreună cu soția în anul 2000, la nici 3 săptămâni de la căsătorie. Nu-și imagina că orașul va deveni pentru ei o a doua casă. Dacă e ceva ce sigur am făcut în această țară, e că am muncit cât am putut. Am avut un fel de asceză a familiei. A fost ca o provocare pentru ambii să reușim aici. Noi avem mentalitatea de aici, foarte mult ne-am impregnat cu ideea aceasta. Suntem într-o țară străină care e cumva de adopție și încercăm să reușim. Și tot ce facem, noi, cei mari, copiii, tot ceea ce facem noi, de dimineață până seara și de seara până dimineață, aș spune, este o încercare de a demonstra că putem reuși aici pentru binele nostru și al altora care stă în jurul nostru. Nu m-am gândit niciodată că să ajung în Paris, însă m-am simțit într-un fel acasă. Mama mea fiind profesoară de franceză, m-am făcut cumva o baie de francofonie din copilărie și cred că la un moment dat a regretat lucrul ăsta. Când și-a dat seama că rămân la Paris. S-a gândit că a investit în pierderea mea. Am terminat teologie, secția de limbi străine, limba engleză, și am venit aici cu o bursă la un master de literatură engleză, dar m-am înscris și în master de teologie la Institutul Saint-Serge. Să trăiești decent într-un oraș precum Parisul presupune un efort major. Soții Ionescu își împart sarcinile între casă, biserică și viață profesională. Eu sunt interpret, expert judiciar la Curtea de Apel de la Paris și traducător. În rest am mai predat. Anul acesta, de exemplu, am predat
un curs de bioetică și religii la o universitate cu orientare catolică. Completez cu interpretariatul, deci mai pasăm câteodată așa misiuni de la unul la altul. Asta e a treia meserie, spunem așa. A doua ar fi că predau la Institutul Superior de Electronică din Paris. De fapt, nu predau concret un curs, am avut și curs, dar acum, ultimii ani, răspund de o grupă care montează pe un roboțel diverse comportamente ale roboțelului prin programele informatice. Și prima meserie, care nu e meserie de fapt, este preoția. De exemplu, arhimandrit Sofronie Saharov spune că activitatea principală colorează toată viața ta. Sigur că dacă mă duc în mediul tehnic, nu mă duc cu reverenda, deci predau acolo, dar asta nu înseamnă că lepăd simțirea mea sau dorința mea de a comunica cu ceilalți și așa mai departe, chiar dacă nu e o mărturie despre Dumnezeu, că le vorbesc despre Dumnezeu. Pe partea tehnică, am predat și eu deopotrivă și predau un curs de știință și religie la universitatea unde a predat și anul trecut, de exemplu, și acolo sigur că ei știu că sunt preot. Și acolo pot să ating, nu mă duc în reverentă, dar le spun foarte concret, uitați, astea sunt realitățile, astea e realitatea credinței, astea e realitatea științei, cele două se pot intersecta. Și zona mea de interes e relația între teologie și știință. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost prorectorul Universității Politehnică din București, Cezar Ionescu, acum vreo 11 ani am trecut la Domnul și sigur că am crescut într-o familie care a cultivat zona aceasta de inginerie. El sigur că își dorea din partea mea să ajung cineva care predă în facultate. Să-i urmez așa, numai că eu mi-am dorit foarte mult să translatez în teologie lucrurile acestea. Adică dexteritatea lui de a face față, de a ajunge până la nivelul cel mai înalt în zona tehnică, mi-am vrut să o transfer pe cât se putea în teologie. Numai că viața e foarte diferită, deci nu mă așteptam să ajung aici. Am renunțat la tot ce ar fi putut, posibilitate de facultate în țară de teologie, care mă tenta foarte tare. Și acum, cu înființarea Centrului Dumitru Stăniloae, care este un centru de care predă la distanță, care a primit acceptul Academiei din Paris, practic mă trezesc la o facultate de teologie, pentru că e program ca la o facultate de teologie, deci predau teologie ortodoxă în miezul Parisului. Iar acestea nu sunt singurele lor preocupări. Activez în cadrul mișcării de tineret din mitropolia noastră, care se numește Nepsis. Mă ocup momentan de, mai ales de departamentul media și de organizarea de activități în general. Sunt redactor la revista Apostolia. De un an sunt o membru mai tânără a Coralei Catedralei Sfinții Arhangheli, care este și corala metropolitană. Mai ajut la atelierele de bioetică care se fac în cadrul metropoliei noastre. Pregătirea în bioetică pe care a făcut-o la Institutul Saint-Serge acum se materializează, să spunem concret, în a da o mână de ajutor pe zona aceasta, chiar către preoți, către oamenii care fac ateheză în mitropolie, spre înțelege în special problemele de concepție, contracepție, fertilizare in vitro, toate zona asta. În diaspora, comuniunea liturgică se continuă de fiecare dată și în afara spațiului eclezial. Oamenii au nevoie să se cunoască mai bine și să petreacă timp împreună. Întrucât parohia românească de la Saint-Sulpice este una tânără și dinamică, cei mici, dar și adolescenții, sunt antrenați în diverse activități. E un context destul de special și mitropolitul nostru ne încurajează foarte tare să ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă mișcarea de tineret, începând, bineînțeles, de la prosta cea mai fragedă până la adolescență. Ea, de exemplu, iese duminica cu bicicleta cu ei. Sigur că unii s-ar putea gândi, până la urmă, ce caută doamna preoteasă pe bicicletă prin pădure cu tinerii Nepsis, deci ăștia sunt de pe la vreo 20 de ani în sus, în timp ce soțul ei iese cu restul parohiei în parc de so, de exemplu, și cântăm la chitară sau avem și o prelegere teologică acolo, adică prindem moment când dezbatem niște lucruri teologic și jucăm fotbal. Sau ne mișcăm, facem un pic de mișcare. În parohie este esențial, îmi dau seama după atâția nouă, ne lipsește acest lucru. Nu o spun ca o realizare, o spun ca ceea ce avem nevoie. Eu pe oamenii întâlnesc foarte des la slujbe, dar oamenii nu mi se dezvăluie la slujbe în ce fac ei în firescul lor.
de unii, de mulți am început acum, mai nou să aflu pe Facebook, să văd impresiile lor, sentimentele lor și așa mai departe. Însă, dacă ai 5-6 ore cu ei în parc, afli nenumărat de multe lucruri. Vezi cum se mișcă, cum respiră, cum gândesc, cum se înfățișează celorlalți. Toate lucrurile acestea avem nevoie de ele. Este esențial, până la urmă, după un weekend, după o duminică, să te duci cu forță la serviciu în continuare. Că e o chestie care e foarte repetitivă, serviciul ăsta. Nu tuturor le convine tot ce fac la serviciu. Deci ai nevoie de resurse, plus că mulți trăiesc singurătate aici. Plonjezi într-un mediu ăsta profesional în care doar ești stors ca o lămâie, dar nu neapărat, nu toți au carieră să fie reușit, nemaipomenit. Și toate apăsările acestea, ele vin înapoi în biserică. Ce le oferă această biserică? E esențial, aș spune, ca familia preotului să fie o familie care înțelege realitățile acestea și care intervine din interior. Românii muncesc foarte mult la Paris, muncesc din greu. Viața lor e destul de stresantă și de aia avem nevoie de împreună trăirea aceasta și de bucuria aceasta care crește între noi. Și de aceea, fără ipocrizie, ceea ce facem aici, până la urmă, nu e o jertfă. E o chestiune de dăruire reciprocă. Suntem împreună și ne ținem, ne prindem unii de alții și ne ținem împreună. Și chiar e o bucurie tot ce... Adică eu n-aș schimba viața asta pentru alta. Ea face expoziție de fotografie. Eu fac chitară, de exemplu. Lucrurile acestea care aparent nu ar avea de-a face cu biserica, de fapt mă aduc pe mine în interiorul societății, trăindu-mi ortodoxia. La un moment dat, chiar dacă nu spun cuvântul Dumnezeu, se va exprima prin mine prezența lui Dumnezeu către ceilalți din medii care nu neapărat cunosc ortodoxia. Arhimandrit Sofronie, ca să rezum practic, spune că nu poate concepe misiune ortodoxă autentică decât în felul următor. Să-L ai pe Duhul Sfânt și să vorbești limbajul, să cunoști cultura locului unde vrei să-L transmiți pe Hristos. Deci ceea ce facem noi acum e plonjăm în cultura acestui neam, în toate resorturile acestea și încercăm pe parte culturală, poate fi cultură științifică, am făcut Fraternitatea Medicilor Creștini aici în Paris, care încearcă, de exemplu, să ducă în mediul profesional prezența lui Hristos, eu pe zona de teologie știință, deci orice cultură, fie ea cultură literară, cazul ei, cultură științifică și așa mai departe, toată cultura asta, de fapt, nu e decât mediul prin care Hristos se exprimă prin prezența noastră. E o chestiune de supraviețuire, în realitate. Deci dacă nu facem așa, vine tăvălugul peste noi, ne pierdem unii de alții, ne pierdem de conștiința noastră. Care e conștiința noastră? Ce suntem aici, francezi sau români? Ce vor deveni următoarele generații care nu mai au reperele noastre dinspre credință? Deci ori transmitem că coloana noastră vertebrală este Hristos și ortodoxia, și atunci, indiferent de naționalitatea pe care o poartă cei care vin la noi la slujbă, toți suntem uniți prin faptul că suntem ortodoxi. Dacă nu ne va lua valul, ne va lua asimilarea în toate chipurile, ne vom trezi peste o generație, două, că nu mai ai ce să alegi din comunitatea noastră. Părintele Răzvan Ionescu și soția sa, Andreea, au doi copii. Maria are 10 ani, iar Vasile 8. Cum cresc copiii la Paris? Ei cresc pe lângă noi. Acum, metoda ei, care a devenit și metoda mea, este că îi implicăm în activitățile noastre. Deci nu facem activități deosebite cu ei neapărat, nu prea multe, că n-avem timp. Deci ei participă la ceea ce facem noi din mers. Sigur că au și ei activitățile lor, cum de exemplu am descoperit partea asta cu teatru, care aș zice că e o școală de viață pentru copiii noștri, esențială. Virgil Tănase, care este cel care a pus în scenă un nume românesc, să spunem, de rezonanță pentru diaspora, care a pus în scenă acest mic prinț, practic îi pregătește cumva să poată să comunice, să exprime sentimente. Cei doi copii joacă la Teatrul Lucerner din Paris în piesa Micul Prinț. Maria este trandafirul, iar Vasile personajul central. Les âmes de chez toi ne trouvent jamais ce qu'ils cherchent, et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans un peu d'eau au fond d'un puits ou bien dans une seule rose. Les âmes de chez toi cultivent 5000 roses dans un même jardin et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. D'ailleurs, ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Noi îl știam deja pe regizor și atunci ne-a luat să jucăm în piesa de teatru. Este despre un om, un om mare care ajunge să-și... își cunoaște copilăria și atunci începe să joace cu copilul care era el când avea 5-6 ani. Cu
Cum e să locuiești la Paris? Este foarte multă agitație, este foarte mult turism. Se aseamănă Bucureștiul cu Parisul? Nu prea, deloc. Ce are special Parisul? Păi sunt foarte multe locuri și foarte vechi, cum este catedrala Notre-Dame. Și turnul Eiffel, vine foarte multă lume. Este și o arenă de la veche, arenă de veche, se teme. Eu sunt la 4. Și eu sunt în a 3. La școală începem la 8:30. Avem pauză de la 11:30 până la 1:30, pauză mare. Și la 4:30 terminăm și mai rămân și unii la ora 6. Dar noi plecăm că avem conservator o mare parte din zile. Și nu e obositor? Păi ne-am obișnuit. Eu fac balet, solfegiu, corală și pian. Și eu încep rolele. Eu fac solfegiu, corală, am aprit pianul și o să știu să fac ping-pong și o să fac la școală cursuri de ping-pong și de role. Cel puțin în sensul școlii este bine, dar, sigur, miza noastră fundamentală este ce se va alege cu copiii ăștia în fața lui Hristos în această țară. Și aici roadele se văd pe termen mai lung. Aici intervin taberele de spiritualitate, încercăm să nu numai pe ei noștri, dar și ei noștri sunt implicați, încercăm să investim prin tabere, adică copiii se întâlnească la vârsta lor și să-și trăiască credința la nivelul lor. Asta e un lucru esențial ca să poată să facă față într-o lume în care la un moment dat va fi revoltă din partea lor la adolescență. Vor spune, v-am ascultat până acum, acum vrem să ne vedem de treabă. Dacă i-au trăit și au simțit ei înșiși lucrurile pe care le trăiau, nu se vor lepăda ușor de ele sau nu se vor lepăda niciodată. Dacă întrebăm, spun că cei mai buni prieteni îi iau la biserică, nu la școală. Pe cei de la școală îi percep ca fiind mult mai reci, mult mai interesați de cauza lor proprie decât cei de la biserică care sunt mai altruiști, care au niște valori sufletești altele. Parohia românească Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva din Paris a fost înființată în 1998. De atunci și până în prezent, comunitatea a crescut considerabil. Parohia se schimbă în fiecare an, cred că 10, 15, 20% poate se schimbă chiar în fiecare an. Deci parohia noastră numără și oameni care sunt foarte vechi în parohie de 10-15 ani, dar și mulți oameni noi. Odată ce ai trecut pe la Saint-Sulpice, cripta ortodoxă, rămâi cumva impregnat de ce e acolo și cu un dor față de ce era. Și pentru noi asta e o mare mângâiere. Asta înseamnă că cumva reușim, într-o anumită măsură, să fie ceva viu la noi. Și deci comunitatea noastră nu este ca în România pe o arie geografică fixă. La noi aria este în jur de 50, 60, 70 de kilometri în jurul Parisului. Oamenii de peste tot, în miezul Parisului, unde e parohia. Cel mai stabil lucru în parohie este duhul parohiei, atmosfera din parohie. Elementul cel mai inefabil al parohiei, cel pe care nu poți să-l ții cu degetele. Investești 3-4 ani în niște oameni și după aceea ți-au plecat. E o investiție gratuită, e de pomană? Nu. Pentru că ei rămân cu ce am investit noi, ce am pus în sufletele lor, rămâne acolo. Se stabilesc în altă parte sau apar parohiile în proximitate și vin și îmi spun, părinte, deși cel mai drag ne e la Saint-Sulpice, e la 5 minute de casă și cum ne e greu cu sculatul până ne mișcăm, până și e mai bine să ajungem în 5 minute. Iar eu mă bucur pentru ei, de ce am făcut parohiile în proximitatea lor. Dacă am face hale în jurul Parisului la ora actuală, le-am umple, la nivel de luni, le-am umple cu oamenii, cu românii care ar vrea să meargă la Sfânta Liturghie. Nu avem aceste posibilități. Programul liturgic al parohiei este foarte intens, iar slujbele sunt oficiate în română și franceză. De curând, Sfânta Liturghie de Duminica este urmată și de o cateheză. Les Roumains, c'est des gens dynamiques. Les Serbes ont du cœur, les Russes ont de l'intelligence, les Roumains dynamiques. Cum vă simțiți aici? Ca acasă. Ne simțim foarte bine. Suntem ca într-o familie.
Suntem, comunitatea a crescut, ne echilibrează foarte mult și împreună vorbim, ne amintim de acasă și atunci mai putem acumula putere pentru a mai îndura încă o vreme. În Franța sunt din 2000, deci de 16 ani. La Paris am ajuns în exact acum 10 ani. În această comunitate, pentru că era singura la vremea aceea de care auzisem. La început am venit, cred că mai mult pentru partea de a întâlni români, de a întâlni persoane cunoscute. După aceea, intrând încet, încet în viața liturgică, exact așa cum a spus părintele și astăzi la cateheze, veniți și vedeți, încurajarea a fost, veniți și vedeți ce înseamnă să puneți mai multe liturghii în viața dumneavoastră. Cred că reprezint un fel de loc sigur, un loc în care te regăsești, un loc în care îți regăsești valorile. Mă simt acasă aici, mă simt acasă pentru că aici mă simt bine. Eu sunt fiica părintelui Nicolae și fratele meu Nicolae. Ați ajuns vreodată în România? Da, mergem destul de des în România, în vacanțe. Noi facem școală aici, în Franța, iar știm destul de bine limba română. Și vă place în România? Da. Da, ne place, da, și în România și aici unde ne-am născut. Dar în România este, să zicem, casa noastră, unde locuiește familia noastră mare. Suntem aici cu părinții, dar bunicii și străbunicii, cu verișorii noștri, sunt în România. Ce-ți place în România ție? Cornulețele cu ciocolat. Mai ales mie îmi plac munții, verdeața cea mai mult. Aici în Franța și, este... Și bucuria, da, românească. Da, în România este ceva care se ține adevărul vieții. Aici în Franța doar la orășelele cele mici se mai ține așa. Foarte mulți români vin în Occident din diverse rațiuni economice și ceea ce e frumos este că aici îl întâlnesc de multe ori pe Dumnezeu. Am avut parte de multe întâlniri cu oameni care în țară poate nu mergeau la biserică și aici au început să se apropie de Dumnezeu și au asistat și unor am participat la adevărate învieri personale. Deci să slujești în Franța, pe de-o parte, încă o dată, e să slujești pe Hristos, neamul nostru, frații noștri, în același timp este să trăiești pe alte coordonate decât ceea ce e în România. Vedeți, nu avem biserica noastră, nu avem casa noastră parohială, toți preoții avem câte un servici. În general, eu lucrez la Sorbona, sunt bibliotecar. E foarte diferit de ceea ce e în țară și area de misiune e mult mai mare. În România nu e surprinzător să vezi pe cineva făcându-și cruce pe stradă. Ori aici e cu totul diferit. Eu nu mă pot afișa, spre exemplu, la servici în sutană, cu crucea. E totuși o presiune foarte mare aici în Occident de a ancora oamenii în material. Oamenii ajung la niște crize existențiale, întâlnesc aici oameni care material sunt foarte bine realizați unii dintre ei, dar nu sunt împliniți. Trăim, aș zice, niște extreme. Pe de o parte, o desacralizare tot mai mare, pe de altă parte, o căutare tot mai mare a multora, care atunci când e orientată sau când îl întâlnesc pe Dumnezeu, poate să aducă niște învieri personale care, cum să vă spun, ne ating și pe noi. Cea mai mare problemă a românilor din diaspora rămâne lipsa unui lăcaș de cult. Comunitatea de la Saint-Sulpice este una dintre puținele care beneficiază de un spațiu generos închiriat de la catolici. Comunitatea noastră nu avea unde să își plece capul, să spunem așa. Asta prin 98-99 și un părinte care se numea Rumane de aici, care a trecut la Domnul între timp, a ținut cu românii, le rumă, și ne-a oferit posibilitatea să fim cumva un pic în vizită, măcar așa de o manieră provizorie. Numai că provizoratul ăsta s-a lungit foarte tare. Și ne trezim și astăzi, la aproape 20 de ani după, că suntem în această criptă și suntem bine primiți aici, adică cripta, chiar am spune că e cripta ortodoxă de la Saint-Sulpice. Au fost 3 luni odată, deci erau 3 luni în care ni s-au spus de pe azi pe mâine că cripta e închisă și că nu mai putem sluji și a fost dramatic, pentru că a trebuit să slujim în altă parte, a fost foarte complicat, deci este esențial să avem acest loc și sigur că nimeni, dacă alternativă la acest loc nu prea există, adică să ai un loc atât de central în Paris este absolut un dar, e un dar imens. Și vin, de fapt, în parohia noastră de pretutindeni din jurul Parisului, de la distanțe mari. Practic, cât spațiu v-au dat? Păi avem cripta noastră de vreo 300 de metri pătrați. Vedeți, aici e un univers întreg sub biserică. E o grămadă de spațiu și mai avem și cripte adiacente. Deci avem cam tot ce ne trebuie. Deci putem să ne desfășurăm activitățile
fără nicio problemă. Practica noastră liturgică, dacă putem să spunem, liturghiile întâi de toate sunt baza, că fără liturghie nu poate să fie o parohie, dar sigur că nu ne putem limita numai la liturghie. Adică se întâmplă tot timpul câte ceva, sunt evenimente, fie ateliere, fie conferințe, fie tot ceea ce înseamnă o viață de parohie, astfel încât oamenii să aibă tot timpul ceva de descoperit în parohia noastră. De descoperit nu numai pentru că îi stimulăm așa să fie inedită parohia, ci pentru că se pot hrăni în multe feluri prin parohia noastră, în toate aceste căi, să spunem, de a-L transmite pe Dumnezeu. Care este prețul unui trai decent în Paris? Sunt oameni care lucrează în întreprinderi, care au, dacă ambii au câte un salariu serios, aș spune că își permit foarte multe lucruri de neimaginat pentru românul de rând. Dar ce e în spatele acestui lucru? Faptul că n-au timp de nimic altceva. Faptul că copiii la un moment dat impresiunea că nu iau pe părinți cu ei. Este o crimă să-ți lași copilul acasă, să te duci să lucrezi în Occident 5-10 ani, sperând că îi vei oferi ce în timp ce el se nenorocește acasă, unii ajung la sinucidere. Ăsta e un preț teribil pe care nu l-aș accepta din start. Dacă nu-mi vrea să fac așa, i-aș spune, îți iei soție și copii și funcționați împreună. Nu răzbateți, vă întoarceți în România. Mi-a fost adesea frică să mă deschid și să mărturisesc ce sunt. Când am reușit să o fac, am avut surpriza să constat că francezii sunt deschiși. Sunt deschiși spre valori și devin atenți și ei la recuperarea propriilor valori. Marea diferență pentru mine este că la noi valorile, multe din valorile umane sunt hrănite religios, pentru că e o sete a poporului nostru de sfințenie pe care francezii nu o cunosc. Și, până la urmă, de ce avem 13 de facultăți de teologie în România? Păi răspunsul meu că la un moment dat ne îngrijora că sunt prea mulți cu absolvenți. E foarte simplu. Noi suntem exportatorul numărul 1 de ortodoxie la ora actuală în Occident. Printre brandurile noastre este ortodoxia. Bine, e concurența cu cei care aduc cei mai urât și mai puțin valoros pe străzile din Paris, dar sperăm că binele învinge rău, adică că în final o să vadă de fapt că intenția noastră este cea mai generoasă, adică românii nu sunt doar infractori, ci sunt niște oameni care pot să fie elite culturale și care aduc aici valoare. Țara noastră ar trebui să exceleze în calitate umană prin faptul că l-avem pe Hristos trăit ortodox. Ar trebui să fim modele pentru Europa aceasta. O spun din tot sufletul, simt de dimineață până seara purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atât de evidentă în cele mai mărunte lucruri, Și mai ales într-o lume care nu neapărat îl primește, e atât de vădit încât mi se pare că viața mea este în fiecare clipă inedită și colorată și vie. Ineditul cumva e la el acasă. De exemplu, ești într-o mașină de poliție pentru că ești interpret, să duci nu știu unde și mergi cu 100 și ceva și treci printre coloanele de mașini. 2 ore mai târziu îți iei copiii de la școală și nu știu ce și cu 5 ore înainte predai curs nu știu la ce facultate în colțul celălalt de Paris și seara ești la o sfințire. La un moment dat nu e numai ca să că ne strecurăm financiar, că vrem să rezistăm, că trebuie să facem lucrurile acestea, dar e ca și cum treci mai multe vieți deodată. Franța oferă această posibilitate să trăiesc foarte din plin viața. Toate lucrurile astea până la urmă sunt inedite față de viața unui om care avea servici, după care se ducea acasă, vedea copiii ce mai putea să facă lecții, se întâlnea cu soția, se culca și a doua zi o luau de la cap, e altceva. Un plictis de zile mari, nu albine, nu bondar, dar în schimb nimic de zis, pe orice stradă din Paris, orice câine cât de mic crește în coadă. Un copil. Orice câine cât de mic crește în coadă. Un copil. Da. La 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 la. Sfânta Genoveva este o ocrotitoare a Parisului, iar românii de la Saint-Sulpice nu își puteau alege un prieten francez mai bun, dar nici ei nu au venit cu sufletele golite în orașul luminilor. Au adus candela Moldovei pe Sfânta Parascheva. Cele două sfinte au în comun felul în care au fost chemate să slujească lui Dumnezeu de foarte tinere, o metaforă sfântă pentru o familie ce își propune sfințenia. O comunitate tânără, cu valori românești și idei luminoase, mărturisind dragostea Sfintei Treimi în orașul iubirii.
Acasă pentru noi este aici și aici ne regăsim. Asta nu e o lepădare de acasă, România, dar aici e rostul nostru, aici simțim binecuvântarea lui Dumnezeu.